Cele 10 percheziții au fost efectuate simultan în locații din Drobeta, Turnu Severin. De la domiciliul unui individ, ofițerii de la crimă organizată au ridicat un seif și un calculator. Scoate ăștia, stai să scoatem ăștia. Da, ai grijă, da, Marian. Scoate de ranga, Marian. Ei n-au spus până le-au spart ușa, le-au spus spart ușa și n-au spus că poliția până deja a fost ușa spart. S-a făcut o percheziție, presupun că există și o autorizație de percheziție. Legătură cu dosarul de cămătărie și șantaj? Nu știm. Din câte știu, clienții mei n-au nicio legătură cu dosare de cămătărie, șantaj sau alte chestiuni. Infracțiuni economice? Nu, nici măcar. Surse din rândul anchetatorilor susțin că cele 10 percheziții au vizat și cazul senseiului lui Nuțu Cămătaru, zis Emil Bucureșteanul sau Emil de la Viena, arestat în luna martie pentru cămătărie și șantaj. Alături de alți interlopi din București și Drobeta, Turnu Severin, acesta folosea forța și încerca să obțină datorii, de multe ori fictive. Una dintre victime susține că a fost amenințată pentru o sumă de 70.000 de euro. Am dat 24 de autoturisme de taxi. La schimb, el mi-a dat mie 5 autoturisme. M-au luat la m-au ținut acolo cam 2 ore, au fost vreo 40 de persoane. Dacă nu-i dădeam banii, ăia ușea că-mi ia copiii, că omoară familia și că-mi distruge toată casa. Individul a depus o plângere împotriva celor care îi cereau banii, susținând că datoria o plătise și cere ca dosarul să-i fie soluționat. Vreau să merg în audiență la domnul președinte, la Traian Băsescu. Să se facă dreptate în țara asta. Dar vreau să facă dreptatea, pentru că sunt mulți care se ascund în spate în acest caz. În dosarul de cămătărie și șantaj, după gratii, este Emil de la Viena, dar și alți interlopi din Drobeta, Turnu Severin. Pe numele capului grupării infracționale există un mandat de arestare, însă polițiștii nu au reușit până acum să-i dea de urmă.